Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:35 de minute. E undeva între 7 și 8. E trecut de 7 și jumătate. Asta ziceam. You make me Ioana de la Blue? Ioana, da, Ioana. You make me Ioana. Idei de afaceri, un japonez cu 35 de iubite a fost arestat pentru șelăciune. Iubite? Eu cred că trebuia felicitat, serios, dar pentru numărul ăsta. Adică... Pe de altă parte și compătimit. Da. Management, nu glumă. Da, da, da. 35 de... Adică relații, nu... Da. Da, înșelăciunea nu era... Adică el nu pentru că înșela a fost arestat, nu asta era problema, ci faptul că le-a convins pe domnișoarele să-i dea cadouri pentru 35 de zile de naștere diferite. Ce smart! Tare, da. Este vorba despre Takashi Miyagawa, 39 de ani, un muncitor cu jumătate de normă din regiunea Kansai, nu știu unde pică, dar îmi place cum e. Numărul total al victimelor domnului Takashi Miyagawa se ridică la 35. Există însă posibilitatea ca și alte doamne să fi fost păcălite de acest domn. E de apreciat din capul locului că avea serviciu. Avea serviciu... Jumătate de normă, jumătate de meargă cartea de muncă. Păi, adică... mă, așa se mai scotea. Dar erau 35 simultan, nu? Ce înseamnă simultan? Păi în același timp. Concomitent. Concomitent. Da, dar nu toate deodată. Nu că avea... Adică, el avea 35, dar practic făcea... Cred că în aceeași perioadă de timp, drumuri, ca să spun așa. Da. Cam în... Da. Da. Adică se vedea destul de rar. Dar îți dai seama, deci... Asta mi-aduce aminte, știi, de bancul poligamul din Republica Socialistă România, care avea o Mimi la Vitan, Gicuța Florească, Floarea la Crângaș și așa mai departe, și întreabă milițianul, cum ai putut, tovarășe, cum ai putut? Mi-am luat bicicletă tot așa plutonie. Da, da, da. Așa și ăsta 35, bă, ce înseamnă să ai un transport public eficient. 35 de doamne prin toată regiunea Kansai trebuia să te poți deplasa. Și dânsul a primit de la iubitele sale, cum spuneam, diferite cadouri, hăinuțe, bănuți. Lucra la o companie de marketing. Cum le-a întâlnit? Lucra la o companie de marketing și a întâlnit victimele în timp ce le vindea capete de duș. Pentru că igiena vrei un cap de duș? Baza... Haideți să vreți să vă montez eu para. Că e fara de duș la noi. Da. Asta e igiena, asta la baza oricărei relații serioase. Da. În cele din urmă, mai multe doamne și domnișoare și-au dat seama că sunt păcălite. Oarecum. Aici îmi place mie. Da. Și au format o asociație. Asta îmi place. Nu cred. Ba, da. Da. Au intrat în legalitate, practic. Deci au Doamne, format cât de tare asta. Doamnele. Și l-au reclamat pe Takashi Miyagawa poliției, care acum îl anchetează. Din punctul ăsta de vedere, sunt curios dacă doamnele... Adică el ce făcea pentru aceste doamne, în afară de faptul că le păcălea și le determina să-i cumpere cadouri. De ceva, ceva făcea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.